Activitatea economică asociată sportului ar putea aduce până la 11,7 miliarde de dolari în economia Noii Zeelande până la sfârșitul acestui deceniu, conform unui studiu prezentat de dailybusiness.ro. Raportul constată că până la sfârșitul acestui deceniu, cheltuielile consumatorilor asociate activităților sportive în Noua Zeelandă pot atinge valoarea de 1 miliard de dolari. Dezvoltarea turismului, sponsorizarea unor activități civice și dezvoltarea afacerilor generate de turneu sunt estimate să ajungă la o valoare de 1,21 de miliarde de dolari, în timp ce numărul persoanelor care lucrează în domenii asociate sportului ar putea să crească până la 58.000 la sfârșitul acestui deceniu. Totalul vânzărilor de bilete, care sunt preconizate să ajungă la 1,35 de milioane, vor genera venituri de 224,5 milioane de dolari pentru organizatorii turneului. De asemenea, raportul estimează că programarea meciurilor la ore târzii va impulsiona și rețelele de televiziune, cu o audiență globală de aproximativ 4 miliarde de persoane care se estimează că vor urmări turneul.